S-a dat raportul final pe această lege și acolo au fost două tabere. O propunere a USR, complet diferită, și o propunere a celor de la PSD-PNL. Noi am încercat să măcar să ciupim pe alocuri din ce am avut noi să fie prins în lege. Din toate propunerile USR a fost prins în lege doar acea variantă cu plafonarea prețurilor și pentru CET-uri, pentru primăriile care fac încălzire centralizată. Însă scăderea TVA-ului, scoaterea prețului de acciză pe energie electrică din factură și scoaterea și credit fiscal pentru IMM-uri, aceste lucruri au fost refuzate de cei de la PSD și PNL, marjând pe propunerea lor, despre care noi atunci spuneam că nu va produce efect în buzunarele oamenilor direct, pentru că este o propunere greoaie, care aplicată la milioane de oameni trebuie să meargă șnur și trebuie să fie simțită a doua zi. Am citit astăzi un material foarte interesant. La un moment dat, apropo de compensări, apropo de plafonări, probabil va trebui să compensezi aceste facturi undeva la nivelul a 90% din țară. Da? Se punea problema în felul următor, spunea cineva, domne, am devenit o țară de asistați sociali. Am scris și eu un editorial în Îl am în sensul, față parțial și în o să sensul citesc acesta câteva. și deci, în primul rând, ceea ce vreau să termin în Vă rog. intervenția anterioară era că ce face acum PSD, ce anunță domnul Ciolacu, este exact revenirea la propunerea USR. Nu trebuie să ne aplaude, dar e un semn de întrebare vis-a-vis de seriozitatea acestor guvernanți, pentru că la o problemă majoră pentru țară ar trebui ca toate partidele politice să stea la masă și să se colecteze părerea tuturor specialiștilor. Aici nu e o chestie măruntă, e o chestie care n-ar mai trebui să aibă culoare politică. Bun, Deci e... PSD acum revine la ceea ce USR a propus atunci, exact scăderea TVA-ului, o chestie pe care ne-am anunțat-o, pare că vor să o adopte și ei. Eu nu sunt adeptul plafonării prețului la consumator. Pentru că, de fapt, în ce situație ne aflăm? Ne aflăm în situația în care România plătește, subvenționează, probabil pentru 80-90% din populația României, un consum pe care cineva trebuie să-l plătește, îl plătește statul. Suma aceasta nu am putut să o calculez, pentru că nu știu câți consumatori sunt, dar îmi imaginez că este extraordinar de mare, e ușor de Da. imaginat. De ce se ajunge aici? Practic, energia e o chestie, o balanță între cerere și ofertă. Noi nu putem să magazinăm energia. Dacă produci mai mult, ai șanse să poți exporta sau ai șanse să o arunci. Problema se pune când produci mai puțin. România s-a ajuns aici pentru că există mai multă cerere de energie decât posibilitatea de a produce această energie. Cine dă prețul acestei energii? Atunci când nivelul de consum în România este acoperit de energia verde, nu se pune problema unui preț influențat. Atunci când este mai multă cerere de consum decât poate România produce cu energia curată, trebuie să pornești energia asta murdară, la energia pe cărbune. Când cererea de energie este mai mare decât oferta, prețul este dat de cel mai scump producător care poate să aducă energie pe piață. E, Indiferent de ce sumă dai, cu ce sumă produce energie, ea se va a, vinde. e adevărat, se închide fie pe gaz, fie pe cărbune. La 1000-1200. Aici vin eu și completez. Asta e diferența celor 30 de ani de guvernare din România și diferența celor care sunt în jurul nostru. Polonezii, cehii, unguri, ce mai vreți Da, dumneavoastră. sunt de acord. Noi nu am fost în stare să ne facem un coș, un mix energetic. Și suntem nevoiți în momentul de față, avem doar secții, să le spunem așa, monocombustibil, da? Avem nuclear-nuclear, cărbune-cărbune. Pe un mix energetic nu te mai închideai la prețul de la gaz sau la prețul de la CO, la 1000. Și atunci te închideai pe un preț rezonabil. Nici ei nu se închid fără acești producători poluanți. Da, de Se nici închid, ei. dar prețul lor, fiind un coș, un mix energetic, prețul lor nu mai este exact cum e prețul cărbunelui la noi, să zic, 700, îl produci la Dar știți 500, la care este 700. paradoxul? Că România importă cărbune, Da. importă energie Da. la un preț mai mare decât l-ar produce murdar în România, cu toate certificat, toate taxele incluse.
din zona asta trebuie să fugim. Adică și noi nu pornim grupuri la Rovinal și la Turceni. Corect, dar pentru că trebuie să plătim certificate de carbon pentru ele, ne învăităm că sunt scumpe, cu tot cu certificate. Adică dacă am fi în regulă, că Uniunea Europeană nu spune să nu produce energie pe bază de cărbune, spune producă vreo dacă să plătești pentru ce poluezi. Noi spunem nu avem bani să plătești, atunci nu prea producem. Dar importăm energie mai scumpă decât am produce-o noi cu costurile astea cu tot. Acolo, poate noțiunea de cartel e mult spusă și în spiritul ăsta de procuror. Nu am o dovadă pentru ea, pentru că lucrurile sunt jonglate la nivel mult mai mare. Apropo de lucrul ăsta, nu aveți o dovadă, nici eu nu am o dovadă, dar instituțiile statului funcționează în momentul de față, domnul? Haideți să dăm perdeaua la o parte, să discutăm foarte deschis și să asumat. Cine sunt instituțiile statului care trebuie să reacționeze în fața unei legi gândite prost? Deci legea consumatorului vulnerabil nu produce efectele scontate, corect, toată lumea vede. Corect. Din diverse motive. Au băgat la consumator vulnerabil și avocat și notar și cabinete medicale și într-o metodă prin care treaba asta, producătorul nu știe când își ia banii, statul român trebuie să-i spună cam care sunt ea vulnerabili, povestea nu funcționează. Legea asta a fost gândită de PSD și PNL și încerc cât de mult posibil să mă îndepărtez de subiectivismul politic și al coloratorii mele politice. A fost gândită de niște politicieni. Cine trebuie să ia măsuri? Suntem într-o țară în care există niște instituții. ANR, Consiliul Concurenței, Protecția Consumatorului. Ați auzit în perioada asta? Nu. Pentru că ele sunt conduse exact de oamenii care au dat această lege proastă. Și atunci putem vorbi de un cartel, domnul? Cartelul la niște oameni mai inteligenți decât stratul ăsta. Aici este o chestiune de a nu sfaulta membru al familiei, de a nu sfaulta ruda. Ruda spusă cu ghilimele, neapărat grad de rudenie. Da? Ministrul Energiei, care spunea că nu va fi nicio familie în iarna aceasta, care va plăti un preț mai mare decât iarna trecută, ministrul energiei, sunt coleg cu dumnealui în Comisia de Industrie, nu exista lună în care să nu aducă atingere și imaginii celor de la PSD pe care îi bagateliza într-un mod extraordinar de agresiv, a votat cod la cod cu cei de la PSD ca președinte la ANR să fie fratele domnului Sănescu de la Olt. Care dacă ar fi un om în regulă, nu înseamnă că nu poți să ai și frați capabili. Nu e vină că ești fratele cuiva, eu nu sunt în logica asta. Corect. Dar fratele domnului Stănescu de la OL nu are nimic în legătură cu domeniul energetic. A făcut, nu știu, agronomie, a făcut ceva în domeniul agriculturii. Eu de asta v-am întrebat de instituțiile statului. Ne uităm în felul următor. Dăm legea consumatorului vulnerabil, Ministerul Energiei, da? Dăm plafonare, dăm compensare. Observăm că pleacă, evident, tot la îndemnul ministrului pleacă ANPC-ul în control și constată 4 miliarde și ceva, 2 miliarde și ceva, 6 miliarde. Dom'le, instituția asta, Ministerul Energiei, pentru că acum avem subiectul energie, mai contează pentru furnizori? Nu, Moșteanu, când dai o lege care afectează milioane de oameni de săptămâna viitoare, este un gest complet irresponsabil să aștepți să vezi cum vor fi facturile. Înainte de aceste lucruri, trebuia să mergi la acești furnizori, să verifici cu instituțiile aflate în subordinea ta că facturile vor fi generate în conformitate cu prevederile legii. Dar treaba asta se cam întâmplă, să știți. Asta vreau să vă spun. Ce încearcă cei de la guvernare să spună, nu simțiți voi reducerea prețurilor pentru că au greșit oia din privat și v-au făcut o factură umflată. Nu-i neapărat valabil, ori fi câteva excepții. Legea este făcută prost, ăia sunt oameni privați, afaceri mari. Aplică în conformitate cu ceea cu ce legea primesc. Corect. Ei încearcă să mute vinovăția care este exclusivă lor într-o altă cameră, spunând prostimii, doamne, sunt multinaționalele astea mari care suc sângele românilor și să vedeți noi ce amendă le dăm acum. Dacă sunt cazuri din astea, trebuie executați fără... Domnul Radu Miruț, o amendă de 4 milioane, de 2 miliarde, de 500 de milioane, am văzut amenzi. Păi pentru furnizori... Asta nu, asta este semnificativ. Nu sunt nici bani de semințe, adică mai puțin de semințe. Mecanismul ăsta nu a fost coordonat de Ministerul Energiei. E rușinos să spună acum, îi trimitem pe aia în control să verificăm cu emit fac. Dar trimite-o înainte. Corect.
Nu se poate ca ministrul energiei să spună nu plătiți factura unor hoți. Să nu uităm că acei hoți sunt reglementați în România de ministrul energiei. Nu se poate ca ministrul tocmai al justiției să îndemne într-o jumătate de zi să nu plătim deocamdată facturile. După care și-a revenit și-a adresul. Cum se spune. Lumea trebuie să înțeleagă. Factura este un contract între două părți. Acel contract neîndeplinit duce la niște sancțiuni. Pecuniare sunt cele care presupun aplicarea penalităților. Scrieți dumneavoastră în editorialul de astăzi, în fine, o să dau o citire așa câteva pasaje, sigur. Eu le-am citit și o criză fără precedent, așa cum este actuala criză din energie, presupune măsuri speciale luate în timp util. Faptul că oamenii, Gorjanul din Turbura este doar un exemplu pe care l-ați dat dumneavoastră, ajung să se sinucide din cauza facturilor la energie, ar trebui să fie un mare semnal de alarmă pentru guvernanți. Nu este. Și veniți cu următorul lucru. Faptul că peste 20.000 de IMM-uri și-au încetat activitatea din noiembrie încoace, iar mari unități industriale, și dați exemplu Azomure și Aloi, iau în calcul reducerea sau încetarea producției din cauza costurilor energetice, ar trebui să fie o temă urgentă, inclusiv pentru CSAT. Ce zice CSAT-ul? CSAT-ul știe că dacă se întunește, trebuie să dea în bocanci propriilor colegi. Pentru că în CSAT sunt ministrul apărării, energiei, economiei, finanțe, nu știu dacă e energiei, da, președintele României, aceeași tabără. Mai voalat, pe mine mă duce cu gândul textul acesta al dumneavoastră, sau cel puțin introducerea, mă duce cu gândul la o subminare a economiei naționale. Sună foarte grav, dar sună foarte grav, dar da. Gândiți-vă, Azomure este cel mai mare producător de îngrășământ. Corect. Campaniile agricole încep într-o lună de zile. Corect. Necesită îngrășământ pe care nu-l au. Acum avem criză energetică. Estimarea mea este că va începe o criză alimentară. Nu doar din cauza Azomureș. Din cauza acestor prețuri, din cauza multor afaceri colaterale care au avut de suferit în această perioadă, trebuie să gândim undeva mai departe cu curaj încât să rupem această buclă. Pentru că criza energetică nu înseamnă că vine asta și se oprește. Asta e doar începutul unui joc de domino care generează alte crize. Corect, corect. Ce facem pentru a opri aceste lucruri? Ce facem? Lumea se așteaptă la oamenii care sunt în acele funcții să ia niște decizii. Nu mai interesează pe oameni de ce culoare sunt acei oameni. Am înțeles că astăzi, după ora 6, s-au întâlnit, nu știu exact ce s-a întâmplat, dacă s-au întâlnit, nu s-au întâlnit. S-au întâlnit! O să vină cu ordonanță de urgență, să nu poată fi debranșați. E o soluție... Nu tratează cauza, tratează efectele. Da, adică nu e o soluție faptul că nu te debranșează. Văd că fiecare comunică înainte de întâlnirea din coaliție, independent. Da. PSD spune că vrea scăderea la alimente, PNL spune că dacă vrea nu poate să facă decât, trebuie să facă la toate. Adică îi pare că joacă doar pentru publicul lor. Eu n-am văzut până acum o coaliție în care înainte de ședință, ședința are o ordine de zi, înainte să vedem ce rezultă din ședința asta, facem declarațiile politice, spunem ce vrem noi din povestea asta, cumva ca alegătorii să vadă, uite ce am propus noi, n-a ieșit asta că n-au avut ceilalți. Aici nu sunt două partide care trag la aceeași căruță. Mie mi se pare că fiecare este bucuros că are hățurile în mână, dar nu trag în aceeași direcție. Ba, la aceeași căruță trag domnul Miruță. Bine, nu același scop, nu același scop. Da, nu în același scop. Au un target. Ok, cum credeți că se va rezolva? Sau credeți că există cale de rezolvare? Mie asta mi se pare o chestie așa de moment. Nu o să lăsăm furnizorii să vă debranșeze. E ok, nu mă debranșează, dar eu tot o să plătesc în 6 luni 6 ori 5, 9.000 de euro. Cu penalități. O sumă fabuloasă. Adică pentru un spațiu de genul ăsta în care doar te încălzești, nu faci duș, nu faci mâncare... Enorm. 9.000 de euro. Enorm. Deci râde soră mea, în Franța de mine, dacă aude sumele astea, zice... Cred că va fi o boală lungă. Da? Cred că vor lua niște măsuri populiste în perioada următoare pentru că simt că lumea chiar fierbe, dar vor lua niște măsuri care vor împinge costurile... pentru mai târziu. De genul ăsta, adică nu vă debranșează, exact. Nu știu ce, și în primăvară ne trezim. Asta cred eu că ce se va întâmpla, pentru că eu nu văd în spațiu public discuții pe termen mediu. Ce se va întâmpla iarna viitoare? Acum avem compensare, plafonare până la sfârșitul lunii martie. Ce facem din aprilie?
Spune liniștiți, consumul mai mic, trece iarna. Vine iarna viitoare. Vine noiembrie, iarna următoare. Ce se schimbă atunci? Da, deci, discutam la un moment dat cu dumneavoastră despre dezacordul meu cu privire la susținerea prin subvenție a consumatorului final, da, versus a susține prin subvenție producția. Am văzut și treaba asta. Avem la Turceni 3 grupuri, avem la Rovinari 3 grupuri de 330 de megawați. Din fericire acolo merg 2. Da. La Turceni merge 1. Da. Din 2, din 3. Aceste grupuri sunt pregătite să pornească la cheie. Nu uitați că au fost niște sume enorme de bani pe instalațiile de sulfurare, s-au plătit și pentru bani. Acele grupuri. Celebru BAT-ul, dacă vă aduceți aminte, mulți deci, bani. Grupurile astea nu bani. Sunt stricate. Nu. Da? Acum nu au cărbune. Deci dacă ar vrea cineva să le pornească acum, nu au cărbune. Da. Nu știu dacă CEO e capabil să schimbe mecanismele interne încât să aducă cărbune pentru toate iarna viitoare, dar poate fi o discuție. Da, eu cred că o rezolvă. N-ar fi o problemă pentru ei cu... Problema este în felul următor. Au și probleme cu fronturi de lucru, au probleme cu decopertările, duc steril mai mult decât duc cărbune. Problema e în felul următor. Și eu am făcut o emisiune de genul ăsta, mă laud, pentru că am făcut-o, adică cred, vrei. Dacă nu mă înșel, în 2019 și am zis așa. Certificatul verde versus certificatul de carbon. Certificatul verde este un certificat sau energia regenerabilă este o energie susținută de 100% din cetățenii României, pe factură. Corect, la vedere. Da? Niște sume, nu știu, 5 lei, 3 lei, un suficient se adună, că sunt numere mari. Corect. De ce nu poate fi aplicată o astfel de regulă pentru certificatul de carbon? Dom'le, și am făcut un calcul, la un moment dat, sumele pe care românii le-ar susține pe facturi ar fi de modul 0,05 bani. Și ai putea susține energia... sau certificatele pe care... Un răspuns pe care probabil unii dintre telespectatorii dumneavoastră îl așteaptă ca să o fim corecți, că e o directivă europeană, da, care spune că nu asta se consideră ajutor de stat și poluator. Nu e ajutor de stat, e ajutorul cetățeanului. Nu e ajutor de stat. Ei, ajutorul ăsta de stat nu are o definiție clară. Nu, eu plătesc furnizorului. Plătești certificatul de carbon furnizorului, direct. Deci, din punctul meu de vedere, și asta susțineam și materialul de astăzi, asta e ceea ce ar trebui să se facă. De ce nu Comisia Europeană, în cadrul aceleiași directive, mai are un paragraf pe care lumea nu-l prea citește, și anume, țările trebuie să susțină cu retehnologizare și producătorii de energie poluantă. Deci noi nu putem să-i facem concurenți pe cei din energia verde cu cei din energia murdară, cât timp energia verde nu poate acoperi consumul. Corect. Dacă ar putea acoperi consumul, s-ar termina. Și la revedere. Noi acum avem într-o cameră energie verde, care sună foarte plăcut, așa, și o euforie internațională, care e neputincioasă. Și avem într-o altă cameră energie poluantă, copilul obraznic, rău al familiei și așa mai departe, că nu ai probleme, dar fără el nu se poate. Noi îi subvenționăm masiv pe unii și le dăm în cap celorlalți, fără ca acel copil bun să poată gestiona toată familia. Deci trebuie să înțeleagă cei care fac politica energetică că nu se poate, cât timp depinzi de energia pe bază de cărbune, ca pe această energie să o dai cu totul deoparte și să-i cari numai ciocane în cap. Dar se mai face politică energetică în România? Se ia bani pentru a se face politică energetică în România. Nu știu dacă se și face. Corect. Pentru că lucrul ăsta nu e de ieri de azi. Nu, dar... Adică în fiecare iarnă trebuie să pornim grupurile pe cărbune pentru că nu reușim să facem iarna. Nu le pornim. Da, iarna trecută le-am pornit, iarna e geroasă. Deci ce o merge acum la sub o treime din capacitate? Da, încă nu e o iarnă geroasă, dar în iernile geroase la minus nu știu câte grade, ce o duduie. Nu era certificat 82 de euro cât e acum? Da, e adevărat. Era niște... Bun, să vedem ce se va întâmpla cu tot ce se întâmplă în zona asta energetică. Vreau să vă duc puțin repede-repejor și în legea 197 din 2021. Minerii și energeticienii sunt în piața prefecturii.
Cum? Unii dintre dumnealor. Unii dintre dumnealor. Dumneavoastră sunteți omul din spatele lor, așa se vorbește. Domnule, toți ascultă de Radu Miruță. Sunt omul din același loc cu ei, nu sunt nici în față, nici în spate. Ce se întâmplă cu legea asta? Bun, noi am tot discutat pe legea asta, nu se aplică, nu vor casele de pensii, nu au... Această lege... Nu știu ce se întâmplă acolo. Într-o aceeași formă, da? Se vrea a fi trecută prin Parlament, ca trecută prin Parlament să se creadă că se face altceva, și să-și mute ștampila cei de la PSD pe ea. Adică vine de la PSD și PNL? Exclusiv de acest lucru ține. Nu cred așa. Exclusiv, din punctul meu de vedere, asta e părerea mea, da. Pentru că cei de la PSD au depus... Un amendament. Nu, au depus o nouă lege. O nouă lege? O nouă lege. O nouă lege. Care pleacă într-o formă proastă. Cei de la PSD gorși, fie au fost dezinteresați, fie au fost nepricepuți, au semnat cu fanfară acest proiect de lege, care nu are nicio legătură cu problema minerilor și a energeticienilor din județul Gorj. Și spun asta pentru că în forma depusă la Senat și a ajuns acum tacit la Camera Deputaților, această lege face ce face legea 197 pentru toate categoriile, de, da. Adică și pentru cei care lucrează în CET-uri. Au prins și CET-urile, au prins tot. Bun, dar au băgat o mare prostie. Doar acei oameni care înainte de aprilie 2001 au avut grupa întâi specială. Ceea ce în Gorj sunt extrem de puțin. Grupa întâi specială se dădea înainte de 2000 și care lucrau la subteran. În Gorj au fost puțin, Huznicioara, albeni care au lucrat la subteran. Care nu știu dacă mai sunt săraci în viață sau câți ori mai fi în pensie actualmente. Deci spuneți că practic... Deci dacă legea asta ar trece de Camera Deputaților acum, în Gorj nu ar rezolva absolut nicio problemă. După ce am spus aceste lucruri, au început și de la PSD să spună că o vor modifica. Dați-vă seama cât de penibil e o lege semnată, tu să te duci să o modifici. Că tu ai depus-o, tu ai propus-o, ai depus-o și tu spui că vrei să fie modificată. Modificând-o, ajunge în forma legii 197, care e acum. Doar că se dorește să fie inițiată de PSD și nu propusă, că a fost inițiată de PNL această lege, pe care eu am modificat-o substanțial și m-am ocupat ca ea să treacă. Aceasta este intenția celor de la PSD, mințind, din punctul meu de vedere, oamenii spuneau că la jumătatea lunii februarie această lege le va rezolva problema. Nici măcar teoretic, pe calendar, acest lucru nu se poate. Da? Deci legea trebuie să treacă prin comisii, n-a trecut prin nicio comisie. Trebuie să aibă majoritatea acolo. Nu știu dacă cei de la PNL sunt chiar într-atât de neinspirați încât s-au împotrivit la legea 197 și au plătit costurile politice pentru a se împotrivi unui asemenea beneficiu. Să voteze pe astea acum inițiată tot de PSD, adică ei n-ar face decât să dea vânt în pupă PSD-ului pierzând de două ori. Eu am dubii că PNL va vota această lege. USR în forma actuală nu va vota. USR spune există o lege adoptată de, promulgată de președinte, aplicați-o pe aia. Printr-un miracol, să presupunem că se face o majoritate parlamentară și propunerea PSD modificată. Trece. Modificată cum e 197, va trece. Această lege are 5 zile de stat la Parlament pentru control de constituționalitate. Are 20 de zile stat la președinție. Deci, nici dacă ar fi adoptată mâine, nu ar produce efecte până pe 15 februarie. Plus că pentru a se ajunge să fie adoptată, trebuie să treacă prin toate comisiile parlamentare, să fie pusă pe ordinea de zi în plen, să fie și votată. Deci asta nu se va întâmpla până pe 15 februarie, sub nicio formă și cum spuneam atunci că cu o minciună PSD trăiește o lună, se dovedește a fi adevărat că aia au încercat. Era intratul PSD-ului la guvernare, când se împărțeau posturile, și când liderii naționali îi luau pe ăștia de la Gorj, băi, ce faceți pe acolo, bă, sunteți bolovan pe murături, sunt oamenii în stradă și ne fac nouă scandal când noi împărțim pe aici hălcile. Rezolvați problema. În loc să o rezolve într-un mod responsabil, au venit și au chemat oamenii, pe unii, mă rog, i-au mutat dintr-o barcă în cealaltă și le-au spus, stați liniștit, aveți încredere, uitați-vă la mine că sunt foarte de încredere ce am făcut până acum pentru minerit, o vom rezolva. Nu se va rezolva până pe 5 februarie, nu știu dacă se va rezolva. Ce evită PSD să spună este de ce nu face presiuni să aplice legea în forma existentă. Dacă ei consideră că acum nu mai e bună după ce PSD a votat-o și a șurubărit și PSD la ea, au toate pârghile să spună că să facă, să o corecteze. Ministrul Muncii Budăi, da. Cu dumnealui am lucrat la forma amendamentului în ultima negociere ca PSD să voteze această lege. Dumnealui am trimis textul documentului final, m-a rugat
să aștept să verifice cu cei de pe la casele de pensii, mi-a răspuns că este în regulă. Ministrul Budăi și-a dat acceptul, într-o convorbire scrisă, pe acest, exact pe forma actuală a legii. Când mă întâlneam cu dumnealui în Parlament, îi dezaproba pe cei de la PNL și Casa de Pensii, că nu votează legea pe care a muncit-o și dumnealui. Acum ministrul Budăi e ministrul muncii. Nu se întâmplă nimic cu această lege. PSD Gorg spunea, nu suntem la guvernare. Când se aliniau lucrurile să ajungă la guvernare, dacă luăm Ministerul Muncii, rezolvăm. Când au început să ia Ministerul Muncii, trebuia vii și de la Finanțe. Ministerul Finanțelor e tot al PSD. Și cu toate astea, tot nu rezolvă această lege. Este incalificabil pentru că acești oameni ar cheltui banii tot în județul Gorj. Eu sunt de acord cu frecușurile politice, cu tamponările astea politice, dar până la un prag. Corect. Aici nu mai e treabă de Miruță, de Weber, de Vâlceanu. Aici este treabă de 3.000 de oameni care sunt din județul Gorj, care ar rezolva o problemă în județul Gorj, care ar cheltui banii primiți în județul Gorj, care sunt pe foraș a fi dați afară prin documente asumate de Guvernul României și care își merită acest lucru. Am ajuns să se considere că li se face un favor acestor oameni pentru că ei au muncit 30 de ani în condițiile de acolo. Trist este că politicienii consideră că mai au prin piața, o să vă rezolvăm noi. E o abordare, e o atitudine greșită. Ce să rezolvăm? Am ajuns să mulțumim unui politician că de ce mi se cuvine? Acestor oameni se cuvine. De ce acum le consideră condiții speciale? Pentru că din august ei primesc condiții speciale. Da. Eu am avut activitate exact la aceeași lopată, exact la aceeași dură de bandă. 20 de ani în urmă. Cu ce e diferit acum cu ce a fost înainte? Pensiile parlamentarilor, pensiile magistraților. S-au dat, când s-a dat lege pentru ele, s-au calculat și pe perioada în care ei lucrau și legea nu era. Pe condițiile deosebite de muncă, când s-a trecut de la 3 luni pe an la 4 luni pe an, acum 3 ani de zile. Creșterea, deducția vârstei de pensionare, deducerea vârstei de pensionare de la 3 luni pe an, cât era legea atunci pentru condiții deosebite, grupa a doua, la 4 luni pe an, a intrat, nu știu, în 2019 și s-a aplicat pe toată perioada în care oamenii aceia lucrau. Adică diferența de la 3 la 4 luni nu s-a calculat doar de acum înainte. S-a calculat și pe perioada din spate. Este strict aceeași logică și acum. Singura explicație pe care eu mi-o asum și uman și politic este că vor să mute ștampila USR de pe această lege cu ștampila PSD. Decât să tergiverseze acești oameni, eu le spun public la televizia dumneavoastră, eu consider că PSD a rezolvat asta. Nu mai faceți-o. Să-i dea drumul. Dați drumul la ceva care țineți blocat și penibil. Voi spuneți că ați luptat pentru a fi, pentru că atunci când a fost adoptată această lege, cel puțin în Gorj era un concurs comunicațional. PSD a dat comunicat de presă cu sigla partidului, am rezolvat problema. PSD a spus asta, sunt chestiuni scrise. Și acum PSD se face că plouă. O să ajungă să fie scoși cum au fost aia din Kazahstan de acolo. Mie astea mi se par adică asta nu sunt chestii mărunte. În strânsă legătură cu ceea ce spuneți dumneavoastră, am mai văzut o postare tot la dumneavoastră. Gorj este pe un nedorit loc 2 la nivel național după Vâlcea, la ritmul de îmbătrânire. Asta se vedea diferența între 2020 și 2012. Dacă acum 10 ani numărul de seniori peste 65 de ani era de 96 la 100 de tineri, acum el a urcat la un număr de 138 de seniori la 100 de tineri. Este un trend îngrijorător pentru comunitatea noastră. Toți oamenii cu putere de decizie în Gorj ar trebui să pornească de la acest lucru în articularea strategiilor locale de dezvoltare. Lipsa de viziune privind dezvoltarea economică pe termen mediu și lung a județului Gorj, absența oportunităților locale pentru noile generații în direcția unei vieți împlinite, generează pe de o parte o scădere a natalității, iar pe de altă parte un flux migrator consolidat de la an la an. Trebuie oprită această tendință. Scăderea populației active, un bazin tot mai restrâns de recrutarea forței de muncă, o forță de muncă scăzută și slab pregătită pentru viitor, nu va putea genera creștere economică și va afecta semnificativ calitatea vieții în zonă, inclusiv o presiune fiscală mai mare din partea autorităților locale. Banii din PNRR alături de celelalte fonduri europene trebuie atrași și folosiți cu cap, exclusiv pe obiectivele care să genereze diversitate economică în Gorj, să pună în valoare aturile reale pe care le avem aici. Doar așa putem da o perspectivă locală atractivă pentru tinerii gorjeni în special. Odată cu adoptarea legii 197,
probabil că numărul seniorilor, numărul pensionarilor va crește. Seniorilor nu, pentru că vârsta lor rămâne aceeași și va crește numărul oamenilor care sunt la pensie, dar va crește numărul oamenilor care sunt la pensie având un venit versus a crește numărul oamenilor care au aceeași vârstă mare, a fost fără venit. O discuție foarte interesantă chiar în spațiu public. Cum s-ar putea rezolva această problemă? La noi ce e principalul angajator din județul Gorj? Bine, în afară de stat, că avem primării, consiliul local, cu foarte mulți, ei angajează în continuare. Bunicul meu de la Novaci creștea animale pentru că aș putea crește copii și avea o vorbă, câinele nu pleacă de bucături, pleacă de zburături. Corect. Tinerii au plecat din județul Gorj pentru că în județul Gorj nu există ceva care să-i aducă pe aici și să le ofere garanția unui trai, un serviciu, să-și poată lua un credit sau să-și construiască și ei ce, să-și continue... Un trai normal. Nu fie umiliți. Exact. Da? Deci ei vor să se ducă la un serviciu unde să ajungă printr-o metodă corectă, ceea ce înseamnă corect în zilele noastre în care înțeleg și mișc chestiuni umane, nu că sunt normale, dar nu pot fi evitate, și să aibă certitudinea că poate să iese la pensie de acolo sau că poate să facă un copil sau să poată să contracteze niște cheltuieli. Corect. Aceste lucruri în județul Gorj de 30 de ani nu s-au prea întâmplat. Se fac zilele astea niște angajări pe la spital. Vin oameni la mine și îmi spun că li se cer bani. Și spun asta la televizor. Eu vă spun, dacă intru pe firul ăsta, eu mă duc și fac plângere la parchet. Se duc oameni, deci și acum, da, ei sunt actiați, care este sursa din care noi mai putem să punem presiune pe cineva, angajat la spital, toată lumea vrea, brancardier, infirmieră, salarii bune, loc călduț, dacă ei ajung să ceară bani și pentru asta și nu am dubii. Se vehiculează, e adevărat. Se vehiculează, da, deci deocamdată se vehiculează. Sunt doar zvonuri. Fără foc nu prea există. Da, eu l-am trecut la categoria zvonuri. Și eu la fel, că dacă aș avea o certitudine, n-aș fi acum dumneavoastră emisiune, aș fi peste stradă. Lucrurile astea se întâmplă. Și se întâmplă și pentru că poate în județul Gorj a cam început să miroase că nu prea face nimeni nimic. Există instituții în județul Gorj care nu prea par că produc efecte. Nu știu, poate că își fac treaba și poate că mai sus sunt estompate dosarele, poate că nu își fac treaba, dar e foarte grav pentru o zonă să se împământenească ideea că nu prea intervine cine trebuie, că nu prea intervine aceste instituții. Că se dă și se ia șpaga lejer. Se dă și se ia șpaga știindu-se că nu prea vine nimeni să-ți facă un flagrant, să-ți facă un dosar. Nu-ți face nimeni rău. Ești protejat. Deci cine ar trebui, nu știu, dolce farniente, cine ar trebui să facă ceva, nu prea face, nu se prea ridică de pe scaun să facă. Ăsta e un tobogan taralunecos. Adică dacă ajungem să simțim în județul Gorj că e sat fără câini, e distanța de la ce se întâmplă acum la ceva grav e foarte mică. Astfel de atitudini îndepărtează tinerii să vină aici. Sunt copii ai nimănui, poate buni la școală, care poate ar fi mult mai meritorii să obțină aceste locuri, care pentru noi cetățeni ar fi un mai mare avantaj dacă am ajunge să fim tratați, să interacționăm cu astfel de oameni. Corect. Care au încercat o dată, de două, de trei, s-au lovit de aceeași metodă. Poate n-au avut să dea și s-au mâhnit și nu mai vor să audă de așa ceva. Corect. E doar un exemplu pentru care tinerii nu se mai întorc în Gorj. Și așa sunt puține locuri. Poate că atitudinea asta de cerut șpagă, de condiționat diverse afaceri, se întâmplă și la investitori. Zic poate. Poate că sunt unii care zic, băi, dacă vin și fac o afacere cu domeniul de activitate al unui mare protejat din județul ăla, a treia săptămână îmi trimit toate controlele pe cap. Sau îmi cer diverse. Eu nu vreau să-mi bat capul cu asta, că destul îmi bat capul cu concurența, cu piața europeană, cu alții din alte țări care produc la alte costuri, care sunt poate subvenționați, apropo de agricultură, că România, de ce nu vedem roșii prin Carrefour? Da, și pentru că în România nu există o cooperativă în care oamenii să poată livra cât cer un magazin mare. Corect. Dar și pentru că concurența noastră din Polonia la mere este subvenționată la producția de mere. Eu ajung să vin cu mărul în fața unui magazin mare frumos din Polonia cu 2 lei și în România vin cu 2 lei 50. Pentru că în Polonia l-a costat 4 lei, dar statul a plătit 1 lei jumătate. Corect. Concurența nu mai e una corectă. Uniunea Europeană spune, avem directive europene, plătiți certificate de carbon, închideți rovinari și turceni.
dar a lor le dă voie să subvenționeze un produs alimentar care îl îngoapă pe cel din România. Avem soluții pentru toate aceste probleme? Cum vi se par dumneavoastră? Dumneavoastră sunteți deputat, ocupați o funcție importantă, lumea se uită, fie la dumneavoastră, fie la ceilalți parlamentari, la politicieni în general. Vă spun că și eu sunt destul de mâhnit de ce trăiesc în Parlament și ce văd că se întâmplă în jurul meu. De multe ori treaba asta nu mă face să renunț și mai tare mă ambiționează. Concluzia mea este că până când mulțimea oamenilor din România deranjați de astfel de metode va fi mai mare. Deci până când mulțimea oamenilor deranjați este mai mică decât mulțimea oamenilor nederanjați, treaba asta nu se va schimba. Pentru că sunt mulți oameni care sunt bucuroși că există metoda de a da șpagă. Nu, sunt oameni bucuroși. Oamenii nemulțumiți sunt mult mai mulți decât cei mulțumiți. Numai că sunt vlăguiți, domnul deputat. Sunt obosiți. Bun, până nu vor prinde și un pic de energie, nu se va schimba. Deci nu există soluție. Mă uitam la grupul celor care stau de un an și ceva. Păi chiar mă întreba la un moment dat, bă, n-ați obosit? N-au obosit săracii pentru că simt o mare nedreptate și asta îi hrănește în fiecare zi, dar sunt puțini, adică nu sunt... Îmbătrânim ca țară, obosesc oamenii. Și până la urmă sunt nu exact se ce spuneți dumneavoastră. Bă, a plecat fiul meu în Franța, a plecat, bă, el să fie sănătos. Că eu îi mai duc eu, că tu îi mai duci eu, 10, 20, 30 de ani, mor și a mai fost un val de oameni care au plecat prin Spania, prin Italia, care au început să se întoarcă, că nici acolo, tot venetic o să Dar se întorc aici și nici aici nu le e bine. Nu, nu se mai întorc aici. Se întorc în România, nu mai vin la Gorj. Bun, complicate treburile. Ați avut o reacție vis-a-vis de drumul expres Târgu Jiu-Craiova. L-am avut invitat și pe domnul Weber, ne-a asigurat că va fi tot în regulă. Avem o reacție a CNIR cu privire la construcția drumului expres Târgu Jiu-Craiova, scrie Impact în Gorj. O să dau citire puțin acestui material. Reacția Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere nu a întârziat să apară după ce deputatul USR de Gorj, Radu Miruț, a anunțat pe pagina sa de Facebook că drumul expres Târgu Jiu-Craiova nu se va face, deoarece nu este prins în planul investițional 2020-2030. Cei de la CNIR susțin că legătura între Craiova și Târgu Jiu nu a fost prevăzută nici prin master plan și nici prin planul investițional la profil de drum expres, ci la profil de drum transregio. Această situație se înregistrează deoarece orice profil superior va fi demonstrat prin studiul de fezabilitate care este în derulare în momentul de față și prin volumele de trafic recenzat care se află la fel în desfășurare. Astfel, susțin responsabilii din CNIR, este important ca această conectivitate între cele două localități să fie menționată în documentele strategice de referință, profiluri corespunzător fiind rezultatul studiului de fezabilitate. De asemenea, finanțarea pregătirii prin programul operațional Infrastructură Mare pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic validează implicit eligibilitatea finanțării etapei de execuție din programul operațional Transport 2021-2027. Este pus și comunicatul celor de la CNIR sau este doar scris textul celor de la Impact în Gorj? Domnule, eu l-am găsit la Impact în Gorj. Nu l-am găsit. Deci, scurăm cronologic. Domnul Weber, a doua zi dimineață, spunea că va urma un comunicat al CNIR. Da. Ceea ce e un pic neplăcut să spui tu ca parlamentar ce urmează să dea comunicat cei de la CNIR. M-am uitat la cei de la CNIR, nu au dat niciun comunicat. Da, eu n-am văzut comunicatul. Deci există o zonă de comunicate la CNIR unde nu există ceea ce spun cei din ceea ce a citit dumneavoastră. A fost, spunem noi că ar spune CNIR, asta fără ca CNIR să fi spus. Acum haideți să o luăm etapizat, pentru că efectiv în cazul de față este o minciună sfântată. Faptul că inițial spuneau altceva, că se va face, pentru că în master plan este și master planul contează versus planul investițional. N-au reușit, părerea mea este că cei de la PSD, ei chiar cred asta, adică sunt atât de dezinformați încât poate că nu vor să mintă, ci pentru că asta cred. În planul investițional, dacă ar fi avut răbdarea să citească, în preambulul acestui plan este menționat foarte clar. Acest plan investițional suprascrie fostul master plan care este considerat unul vechi. Deci noua referință nu mai este master plan, este acest plan investițional. A doua chestiune.
Nu a fost inclus în planul investițional pentru că nu are studiu de fezabilitate făcut. Cele 8 drumuri expres din planul investițional, 6 dintre ele nu au studiu de fezabilitate făcut. Craiova-Lugoj, care este prins cu prioritate mare în planul investițional, nici măcar nu are contract pentru studiu de fezabilitate. Adică Târgu Jiu-Craiova este mai avansat decât Craiova-Lugoj. Târgu Jiu-Craiova a fost prins în master plan în 2016 de același Cătălin Drulă, care era atunci consilier al primului ministru în guvernul tehnocrat. Deci Târgu Jiu-Craiova a fost prins în master plan, s-a comandat studiul de fezabilitate pentru drum expres. Gândiți-vă cât de ilogic este măcar ceea ce spun cei de la PSD în acest articol. Cum să spui că nu a fost cât timp s-a contractat un studiu de fezabilitate pentru un drum expres? Pentru că studiul de fezabilitate plătit în martie 2021 de Cătălin Drulă, Ministerul Transporturilor de noi românii, este pe un traseu nou cu profil de drum expres. USR a pus bani acolo pentru asta. De aia s-au și început studiile geotehnice, s-a stabilit traseul. Drum expres înseamnă un anumit profil, o anumită lărgime, o anumită trecere peste bandă de nivel, acostament, viteză de 120 km la oră. Acest traseu a fost stabilit la nivelele coordonate GPS pe un traseu nou. Nu poate să fie drum transregio. Deci ei s-au încurcat în minciuni. Prima oară au declarat că nu este adevărat că nu a fost prins în planul investițional. Și în acea zi, comunitatea din județul Gorj a avut de comparat două lucruri. Declarația unui politician PSD care spune că nu a fost scos din planul investițional, că așa spune el, versus declarația unui politician USR care arată că a fost scos. Arată niște documente. Celălalt doar spune. Nu arată nimic. Ba mai mult, invocă un comunicat care nu există. Partea neplăcută este că acest plan investițional este trimis Comisiei Europene. Și Comisia Europeană, indiferent ce ai vrea să faci, ia și răsfoiește acest plan, până nu-ți putem finanța, că nu ești prins aici. Acest plan este Biblia pentru următoarea perioadă. Da, se poate modifica, dar acum nu este acolo. Deci, cât timp nu este acolo, și asta vă spun cert, e public, domnule, de un document semnat de guvernul României, am ajuns să fim nebuni să spunem că un document semnat de guvern, nu un document oficial, cât timp nu e acolo, nu se va putea face ruptul capului. Sunt doar poezii. Că vom introduce întâi acolo și după aia vom finanța, e o altă discuție, aia când se poate. Să-l mai introducem? Greu. Când? Greu. Că vorbim de el din 2015. Da, păi și cei de la PSD spuneau că e drum transregio. Transregio, eu m-am gândit, transregio ăsta poate e o chestie pe care o interpretează narativ cineva. Nu, este un nomenclator. Când ai spus transregio, înseamnă anumite condiții. Lărgirea, unde este posibil, a tronsonului de drum existent. Dumneavoastră ați făcut deja referire la acest lucru, că va fi lărgit drumul care trece prin Rovinar și așa mai departe. Nu, va fi lărgit drumul eventual, asta nu știu unde au de gând, eventual care trece prin Turbura. Prin Turbura. Acel drum, ăla despre Rovinar, e lărgit. Acel drum trece mai prin localități. Deci nu va fi construit un drum expres? Pe forma actuală, 100% nu. Că vor modifica forma asta, că se vor lupta să schimbe. E de dorit. Și asta vom face și noi în continuare. Dar acum, cum este acum? O minciună gogonată, neputința PSD Gorj de a impune, de a lăsa măcar acolo ceva ce a fost introdus. Că e greu să-l bagi în lista de masa bogaților. După ce a ajuns cu un picior acolo, măcar lasă-l și în perioada următoare. Pe vremea lor acest lucru a scăpat de acolo. Am înțeles. Mai avem puține minute. Trece timpul foarte repede. Nici n-am luat publicitate. O să o luăm la final. Așa, să ajungem puțin în județul Gorj. Ați avut un prefect în persoana domnului Morega. Domnul Morega a făcut câteva acțiuni notabile. A avut câteva acțiuni notabile. De altfel, a dat și un trend, așa să spunem, prefecturii, prezent acolo, peste tot, pe unde e prezent, pe centură, prezent la Lainici, prezent. A avut câteva rapoarte foarte importante. Unul dintre ele s-a referit la ce se întâmplă la ambulanță. Unul dintre ele a făcut referire la ceea ce poluează Polaris și firma de reciclare de la Bălești. Ce se întâmplă cu ceea ce s-a constatat atunci? Pentru că n-am mai văzut o continuitate, am stat și rămâne am așteptat. Rămâne în istorie ca o referință. Comandat dumnealui, domne,
la Polaris trebuie să se facă următorul lucru, la firma de reciclare trebuie să se facă următorul lucru, să nu se mai dea autorizații. Subiectele astea continuă. La ambulanță trebuie următoarele lucruri. Subiectele astea le avem și astăzi, le discutăm și astăzi. Este pentru primele dăți, când s-a oprit o groapă de gunoi pentru că nu respecta niște reguli. Da. Acele reguli care nu erau respectate de vreo mulți ani de zile în spate și pentru care nu s-a întâmplat nimic. Și eu am simțit atunci presiune națională că se îngroapă județul gunoaie. Uite că nu s-a murit, uite că n-am văzut gunoaie și șobolan pe străzi și uite că cel puțin la momentul respectiv s-a intrat în legalitate. Deci noi am fost foarte tranșanți cu lucrurile pe care le-am putut dovedi că nu sunt în regulă. Nu înseamnă că în perioada în care USR a avut prefect de Gorj nu au mai fost și alte lucruri neregulă. Eu am dat câteva exemple. Nu am avut capacitatea ca în acea perioadă de timp să ne ocupăm de absolut toate, pentru că e un hățiș foarte mare. Pentru că atunci când te duci într-o instituție unde se știe ce se întâmplă, fiecare încearcă să se acopere pe celălalt. E vorba de respectarea unor proceduri. Eu altundeva vreau să duc. Sunt convins că au fost multe lucruri. Eu am reținut și am dat câteva exemple. Nu, n-am reușit să rezolvăm toate lucrurile care existau în neregulă. Asta vreau să spun. Am rezolvat două, trei, că atâta s-a putut în perioada asta. Astea care sunt, cel puțin astea care au fost publice și adânc mediatizate, nu au mai avut continuitate. De ce nu se continuă? Nu mai miroase la Băleș și la Slobozia? Asta vă întreb. Ba din potrivă, am văzut că cei de la Consiliul Județean sunt de curând avocații celor de acolo. Nu mai sunt concursuri aranjate prin alte instituții ale statului? Eu o să pisesc întrebarea asta până când mi se va răspunde de la nivel de prefect de ce nu se folosește aplicația Agenției Naționale de Funcționari Publici pentru tragerea la sorți a subiectelor pentru concursul în instituțiile de stat. Cum să se folosească, domnule? Nu, la Casa de Sănătate s-a folosit pentru prima oară în județul Gorj. Cât timp nu se dorește utilizarea unei astfel de metode prin care se mai elimină aranjamentele, răspunsul este unul singur. Vrem să aranjăm concursuri. Pentru că există opțiunea să folosească o metodă prin care se aranjează mai greu. De ce nu o folosesc? Fug de ea ca dracu de tămâie. Când auzim că există concurs la o instituție a statului român, trebuie să știm că există opțiunea de a se organiza concurs printr-o metodă prin care se fac mai puține aranjamente. Și de care lumea fuge de ei, nu vrea să audă. Fuga aceasta arată de fapt scopul direct. Acela de a aranja. Am înțeles. Ca și organizație, sunteți în opoziție, mai avem 2 minute, profit de astea 2 minute și trecem puțin în zona politică. Sunteți în opoziție în acest moment. Cum o să jucați? Ați plecat de la guvernare pe un tren descrescător, e adevărat, procentele au scăzut. Cum o să jucați această carte a opoziției până în 2024? Este o întrebare, gândindu-mă la alianța asta PSD-PNL de conjunctură, spuneau domniile lor, să știți că m-a speriat termenul ăla, domne, 8 ani. E o majoritate covârșitoare. Foarte slabe speranțele sau șansele ca opoziția să facă, să mai poată face ceva. Eu cred că șansele sunt mai mari decât erau până acum. Da? În același timp, vis-a-vis de trendul descrescător de care dumneavoastră spuneați, știți povestea aia când se bat doi și unul e julit și vine acasă și zice, aoleu, e julit, dar pe celălalt l-ai văzut? Adică USR din povestea asta cu PNL a scăzut după calcule. Noi am intrat în Parlament cu 17%, acum suntem undeva pe sondaje la 14 și ceva. PNL-ul este la sub 14, din sondaje pe care, mă rog, eu le-am și am intrat în posesia lor. Adică noi, la guvernare cu PNL, și este o vinovăție pentru care am plătit, de multe ori am tolerat niște lucruri pe care USR nu le accepta. Dar le-am tolerat rămânând acolo. Strategia atunci a fost, dom'le, ok, nu poți să ajungi la guvernare să spui că nu te înțelegi cu ea și pleci, că nu te așteptai să te iubești cu ei. Am încercat toate variantele posibile, câteodată cu costuri politice mari, înghițind ceea ce USR n-ar fi înghițit, pentru a fi la guvernare. Până când s-a ajuns la un prag mult prea greu de rumegat. PSD cu PNL acum nu fac decât să se tamponeze unul pe altul în permanență, în detrimentul celor care se întâmplă în România. Se tamponează în față.
În spate scopul este unul comun, să știți. Da, dar rezultanta pentru oameni este una proastă. Da, deci noi vom rămâne în continuare să propunem în paralel lucruri din umbră cu ceea ce propune actuala guvernare. Prima trântă a fost cu plafonarea prețurilor la energie. USR a propus ceva, PSD-PNL altceva, a trecut PSD-PNL, acum PSD-PNL se întoarce exact la propunerea USR. Treaba asta nu cred că chiar trece nevăzută. În continuare. Sunt și fără să scanez spectrul politic, atât de multe greșeli se întâmplă în numiri fără concursuri. La un moment dat cei de la PNL spunea, băi, ne-ați cam plictisit, că trebuie acum și noi să mai mimăm, că punem niște CV-uri pe acolo, că avem ceva. Până acum lucrurile erau, s-au întors la aceeași poveste. Ați văzut vreo procedură transparentă de numire a directorilor prin ministere? De mulți ani am mai văzut proceduri transparente. Cel puțin la Ministerul Transportului și a Economiei, în perioada lui Cătălin Hrălucătări și a lui Claudiu Năsui, au fost niște proceduri care au rămas memorabile cu privire la această abordare. Propunem în paralel soluții și le propagăm în spațiu public cu metodele mai mici decât le au ei, astfel încât lumea să poată vedea prin comparație. USR a plecat de la guvernare, dar nu s-a spus despre USR, chiar scăzând un pic în sondaje, că au pus niște oameni proști acolo sau că au furat. Lucrurile astea două nu s-au verbalizat despre USR, ceea ce înseamnă mult. Despre USR se spune, n-ați făcut cât ați spus, n-ați rezolvat toate problemele pe care le-ați promis, dar n-ați spus că ați pus niște proști, că ați furat, că ați făcut aranjamente. Sunt șanse ca trendul acesta al voturilor să crească, procentelor să crească? Și sociologic, da. Adică atunci când nu mai decontezi direct, guvernarea, lucrurile încep să se schimbe, pentru că practic USR acum este singurul partid de opoziție. Sigur că sunt și cei de la AUR, dar cei de la AUR încă nu s-au așezat pe o anumită politică publică. Ei sunt cei care fac un pic gălăgie, sunt oamenii care urlă că a luat foc ceva, dar nu sunt pompieri care vin și sting până o gălată de apă acolo. Adică ei deocamdată fac gălăgie pentru ceea ce se întâmplă în jurul nostru, dar nu i-am văzut măsurați în capacitatea de a schimba niște lucruri și eu cred că puși în situația de a decide, de fapt își arată măsura competenței lor, pentru că nu sunt din zona asta. Adică nu... Și o ultimă întrebare. Aveți comunicare cu parlamentarii de GUR și vă întâlniți? Discutați subiecte comune, subiecte care ar ajuta GUR să se dezvolte? Nu prea. Deci singura sau ultima a fost pe legea 197, unde s-au întâlnit mai mult la presiunea presei și a opiniei publice, ca să nu răspundă neplăcut de ce n-ați fost și voi acolo. Însă nu s-a deblocat nimic din participarea acestor parlamentari. Am spus-o și o spun și o pot dovedi și, mă rog, e corect pentru oameni. Legea s-a deblocat cu voturile PSD, cu decizia PSD național, nu cu decizia PSD județean. Am înțeles. Mulțumesc tare mult. Vă doresc un an bun și multă sănătate, că e asemenea, mai gânduri bune și dumneavoastră. Cam atât, doamnelor și domnilor, pentru această seară. Deputatul USR de Gorj, domnul Radu Miruță, președintele partidului în același timp, a fost invitatul meu. Rămâneți cu noi, urmează știrile. Noi ne vedem mâine la ora 19. Toate bune, seară frumoasă!